Iată așa, prin ploaie am venit astăzi la cimitir, la Oleg, la verișorul, să-i răsădim aici un copac de stejar. Chiar de acasă, de la mine, l-am luat întâmplător, așa au crescut și m-am gândit, zic, oi de-al pus, cred că o să-l răsădim aici. Sunt cu fina mea, așa că ne plouă tare. Astăzi Oleg ar fi împlinit 44 de ani, 19 ani de când a decedat, la 25 a murit. Dumnezeu să-l ierte, n-o să venim duminică, am venit astăzi noi. De frumos tuturor. Câți ani împlinești, Oleg? Azi 28. 44 de ani. Iată, din 78. Eu scriu acasă, dar și nu țin minte. Rău. După cum vedeți, cimitirul din largă e tot pregătit, înflorat pentru duminică. Iată, aici e bunica mea, a dorit așa, fără monument, fără nimic, iarbă verde să fie. Urmăriți televiziunea Oameni Simpli și Liberi, alături de Pașca.